Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi ne jucăm EFC25. Și dacă mă întrebați de unde l-am, pe prostitul l-am cumpărat. Foarte simplu. Doar că l-am cumpărat mult mai ieftin. Și dacă vrei și voi să-l cumpărați mult mai ieftin, adică până pe undeva la 184 de lei, intrați pe primul link din descriere unde voi ce la un videoclip de-al meu și acolo aveți un tutorial cum să luați mai ieftin. În acest videoclip totuși o să începem o carieră, o primă carieră în EFC25. Sunt foarte hype, abia așteptam să mă joc jocul ăsta și abia așteptam să filmez pentru voi. Înainte să începem, nu uitați acum să apăsați butonașul de like, să strângem acolo cât de multe like-uri putem, ca să vă susținerea voastră că vă place, că vreți să mai vedeți și că vreți să continuăm această carieră. Totuși e ceva nou pentru că jucăm în EFC25. Așa că haideți să vedem ce echipă alegem. Iar ca manager vreau să folosim un manager real și vreau să mergem în Spania, pentru că cariera noastră va fi cu o echipă spaniolă, și adică Barcelona. Vreau să facem carieră cu Barcelona, desigur aceea o să fie Hansi Flick, unde, da, nu știu ce arată așa ciudat, dar ok. Dar grafica este foarte bună, jocul ăsta foarte, foarte bună. Totuși, haideți să schimbăm noi hainele, nu prea arată așa de bine, așa în tricoul și în pantaloni. Totuși e manager, adică pui și la mai, aici la cămașă, că n-așa cămașă neagră. E bine și l-a costumat aici pe Hansi Flick, uite ce bine arată așa, altceva la costum, altceva. Desigur că o să mergem aici Barcelona, o echipă foarte, foarte bună, chiar foarte bună, e de advance. Sadio nu o să-l păstăm la fel, nu cred că are sens să-l schimbăm. Iar aici vine partea interesantă. Transfer, da, avem nevoie de transfer. Scout, avem voie. Training plans, da. Difficulty level, hai să punem pe... Hai să vedem. Nu o să pun pe legendary nici pe altii, niciun caz. Hai să punem pe world class. Financial takeover, nu vreau. Am putea să punem non-sectable, gen da, să nu mă dea afară, dar hai să punem un strict, pentru că la Barcelona se cam dă afară managerii dacă nu se descurcă. Oricum, ce admir foarte mult la aceste schimbări pe care le-au făcut în EFC25 este că ai foarte multe chestii de poți să le faci, nu știu, sunt foarte, foarte multe. Uite, o să schimbăm aici în euro și eu zic că suntem pregătiți. E bine, și am venit aici Hansi Flick la echipă, ia uitat, ia uitat, cum uita, așa la costum, la costum, frumos, ce prestanță. Hansi Flick, caută-l, frumos, thumbnail, bun, și aici avem o chestie interesantă, wow, wow, ce șmecheră chestia asta. Avem acum niște comentarii aici, what, niște postări, ok, foarte interesant, nu o să citesc totuși. Totuși, haideți să vedem ce avem aici, review training plus, plans, hai să vedem, ok, și avem aici niște chestii pe care putem să le, stai, nu cred că am făcut bine, ok, 10, 20, 30 și ce se întâmplă? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Dacă până la 90 se întâmplă ceva? Au, trebuie să le ban... Ok, cred că am înțeles. Nu cred că ai voie să pui... Sau? Chiar nu știu cum funcționează. Cred că o să omor efectiv jucătorii mei. Nu știu cum funcționează. Da, o să lăsăm așa și ne jucăm mai târziu chestia asta. Dar cred că o să pun un alt performance. Deci hai să punem pe... Abar n-am. Un 80. Eu zic că e ok. Și la training plan. Haideți să vedem. Avem nevoie de... Stamina în echipă. Clar trebuie să se odihnească jucătorii. Așa că o să punem... Haideți să punem... Cred că la performance focus e cel mai ok, de fapt, dacă stau să mă gândesc, pe 2 cum ar veni. Pentru că echipa asta arată oricum foarte, foarte bine și dacă o odihnim puțin, deși uite că sharpness-ul rămâne același, eu zic că e perfect. Bun, mai departe avem create tactical preset, ia să vedem. Ne facem tactica noastră, chiar sunt foarte curios să vedem cum o facem, dar prima oară vedem că trebuie să angajăm niște coach aici să îi antreneze în locul meu, adică practic eu nu sunt antrenor sau ce se întâmplă aici? Să antrenez antrenorii? Ok, hai să vedem pe ce angajăm. Avem oricum de să-i bani, chiar vreau să angajez niște jucători expert, iau de experimentați, pentru jucătorii noștri. Și să ne pe acesta, o să-l punem aici în, da, cred că la atac, o să le punem repede și revenim cu echipa. E bine, și înainte să vă arăt echipa, chiar am reușit ceva destul de bine aici. Eu zic că am aranjat foarte bine și eu zic că o să ne ajute. Dar totuși la tactică, haideți să vedem. Tactica asta nu cred că o să fie standard, cred că o să fie... să păstrăm tiki-taka, o să fiu sincer, Barcelona nu mai este de tiki-taka, ar merge altceva. Haideți să punem un counter-attack, cred că ăsta ar fi destul de bun. Am putea desigur să mergem și pe un gang and pressing, eu zic că ar merge destul de bine, însă, nu știu ce să zic. Totuși, da, haideți să mergem pe un counter-attack, să vedem cum se surcă și dacă nu merge bine, o să încercăm și gang and pressing. Următorul este review board, haideți să vedem ce avem aici. Ok, avem așa, 80 manager rating popularity, ok. Okay. Și avem niște chestii de făcut, avem așa. Sign at least 3 jucători young than 20 years old. Ok, ok, with potential greater than the average overall rating. Ok, interesant. Să semnăm cu 3 jucători. Ăștia putem să-i luăm din Academie, din La Masia, deci ok. Brand exposure, hai să vedem.
replace 3 jucători from the team, cam mult așa, 3 jucători, și să câștig 5 meciuri în cupă. Asta este ușor, cred că, să vedem totuși. Financial, hai să vedem, să reduc salariul jucătorilor cu 150.000. Cam mult, sau nu chiar, o să vedem dacă reușim. Și avem long term, să fac profit în 2 sezoane de peste 8 milioane. Clar facem peste 8 milioane, așa zic. Oricum, ca să știți, să jucăm doar un sezon, deci nu o să jucăm mai mult de un sezon, doar unul. Domestic succes, aici este important. Win the league, da, trebuie să câștigăm la Liga, clar. Trebuie să câștigăm și Copa de Spania, cum vedem acolo. Continental succes, trebuie să câștigăm, sau trebuie să ajungem măcar până în finală, așa zic, acolo trebuie să ajungem în finală. Dacă reușim să câștigăm, bine, dar o să vedem câte greu este. Însă aici este o chestie importantă și interesantă pentru noi. Și avem aici 8 copii, după cum putem vedea. Uitați-vă ce față au, what? Chiar zici că-s bebeluși. Cu această echipă, sau bine, acești jucători, poate să crească destul de mult, chiar foarte, foarte mult. Și noi putem să-i băgăm în acest turnament, chiar putem să jucăm primul nostru match. Kids, să vedem ce kituri avem. Ok, o să jucăm cu asta normal. Așa că haideți să intrăm în primul nostru match și o să jucăm cu juniorii. Ok, și se pare că este un match de rush, ceea ce este foarte interesant aici. Azi venea că ne descurcăm cu acești tineri din La Masia. Okay, cred că sunt destul de buni. Opa, vine acolo, destul agil. Hai să vedem dacă vrei și nu reușești. Apără portarul foarte aproape totuși. Hai să vedem că reușim să ne apărăm totuși. Și un atac destul de bun, însă bine acolo, intră acel puști. Chiar sunt foarte mici, chiar zici că sunt copii, efectiv. Hai să acum faza noastră și reușim să marcăm bine acolo, 1-0. Eu, what, ce celebrare frumoasă. Ce interesant acolo. Reușim să marcăm aici, facem 1-0. Mamă, ce întuneric e, what, n-ai nipic de lumină, nu e. Oh, bine, aici interceptarea și haide, du-te. Trivela, nu știu dacă ai... Oh, ai Trivela, mamă, ce shoot, team, ce shoot. Foarte bine, acum nu știu cum îi cheamă, dar un shoot foarte bun. Hai să vedem dacă reușim să-l oprim, nu, haide, oprește-l. Bine, acolo portarul, hai că avem și portar bun. Pasă, bun aici, haide, și lovește cu stângul. Aia zic, hai mă că se descurcă bine și aici la juniorii. Poate cine știe, scoatem pe noul Messi de aici. Bine aici, pasă bună. Haide, bine acolo, ce shoot, joacă prea bine Barcelona oricum. Și ăștia mici joacă bine, uop, oh, ce șmecher. Bine aici, pasă foarte bună și acum un parșa bun, bine acolo, chiar joacă foarte bine, 5-0 care avem. Totuși, haide să băgăm niște pe banca de rezerve, dacă putem. Ok, se pare că nu putem, ok. Unu aici, bine acolo portarul, asta zic. Și acum contraatac, haide, greu. Dar pasa este foarte bună. Și acum șutul, aia zic, bine aici Barcelona, 6-0, îi spargem. Ultima fază de match, hai să vedem că reușim, nu, n-am luat mingea, haide, nu, opriți-l, nu, ultima fază, haide. Nu am reușit aici să apere portar, totuși se termină 6-1, dacă e motiv de celebrare, nu știu, de pentru ei, dar pentru noi este oricum. Și ultima fază, nu mai avem timp și se termină meciul, foarte interesant aici la Rush. Se pare că scorul a avut aici de 10, Vergara, foarte interesant, nu știu dacă e striker, dacă e mijlocaș, habar n-am, dar un scor de 10 și lângă, uite, 9.4, foarte bine acolo. Putem să-i dăm next match, ok, interesant, dar până când jucăm aici, nu vedem și noi la echipa noastră principală? Și vedem că putem să le dăm de aici development planuri, ok, haide să le dau repede niște development planuri ca să joace bine. Și cred că ne mai rugăm să mai jucăm un match, până când, presupun că câștigăm tot turneul. Ok, se pare că nu trebuie neapărat să jucăm următorul match, dăm advance și acum, cred că în sfârșit, a doua zi, ok, interesant, deci aici avansăm în zile. Oricum, mie mi se pare foarte ceva meniu, dar durează puțin până mă obișnuiesc. Notificarea aici nu cred că avem ceva interesant, poate la scout, astfel dacă avem ceva, ok, avem pe aceștia, potențial de 94, damn, bine aici, totuși o să mai jucăm la academia acolo, la turnaiu, să vedem dacă mai cresc. Iar acum la squad, hai să vedem la squad-ul nostru. Ok, avem aici tactica. Și squad hub, hai să vedem cum arată echipa noastră și arată bine, dar vreau să văd și o frumoasă pe tot dacă se poate. Team management, cred că aici este, hai să vedem. Și ok, bun, în sfârșit, ceea ce ne interesa pe noi. Ok, în primul rând, cred că o să schimbăm formația. Știu că nu este cea mai indicată chestie, dar sincer vreau să o schimb. Este destul ok, dar că noi nu avem cine știe ce jucători decât de mă, în afară de poate De Jong, dar în rest nu cred. Așa că o să schimb formația într-un... Haide să vedem dacă găsesc o formație convenabilă pentru mine. E bine, și ce ziceți de un 4-4-1-1 midfield? Eu zic că arată destul de ok, să fiu sincer. Și dacă punem aici pe un... hai să punem un balance. Hai să mergem totuși să fie un 60, cred că e perfect. Clar o să folosim build-up style counter.
Iar la roluri aici va fi foarte important, hai să vedem ce o să punem. E bine, și cam asta am reușit să fac aici, zic că arată destul de interesant. Așa arată echipa când nu avem mingea și așa arată când avem mingea. Eu zic că o să descurce foarte bine acolo. La mine am luat pe dreapta, sper să putem să facem în RM, deși nu prea îmi convine, dar asta este. Și să sperăm că se descurcă bine Rafinha pe un left mid. By the way, dacă vreți să încercați tactica, nu știu, poate vedeți că merge la mine, acesta este codul, deci puteți să-l copiați repede. Iar acum, haideți să vedem pe ce vreau să băgăm în echipă. Clar nu se intre Casado, nu mi se pare un jucător bun în acest joc, în viața reală nu mi se pare un jucător destul de ok. Totuși o să intre aici jucătorii buni, cum ar fi Araujo și De Jong și Gavi, desigur. După ce am făcut echipa, clar la acest prim 11 trebuie să dăm niște development planuri, așa că o să ne bag repede să dau pentru că avem foarte mulți jucători. Pe lângă development planuri, clar trebuie să ne ocupăm și de salariul lor și să mai stea la echipă, așa că o să renoiesc aici câteva contracte. Și nu doar atât, o să încerc să scad niște bugete aici ca să nu mai prea scad de mulți bani, pentru că avem acel obiectiv. Să fiu sincer, Inigo Martinez nu cred că o să ne mai ajute așa de mult la echipă, este bătrân. Și vreau să folosesc pe Cubarsi sau pe Garcia în locul lui. Așa că îl vindem și sperăm că o să scoatem niște bani frumoși pe el. După ce am pregătit de echipă, ar fi o idee să ne uităm dacă putem să transferăm pe cineva. Avem bugetul necesar pentru un jucător destul de ok, 63 de milioane de euro. Totuși aș aștepta să se vândă acolo Inigo Martinez și aș juca puțin cu echipa să văd dacă se descurcă. Desigur că vreau să-mi dați voi niște idei pentru echipă, pentru transferuri, ca să-i transferești să facem echipa asta foarte, foarte bună. Primul meci vede că este în luna următoare pe 17, destul de departe, și până acolo, să fiu sincer, cred că cel mai bine ar fi să transferăm jucători. După acest videoclip să-mi spuneți în comentarii și în acest videoclip să jucăm la Academie, pentru că trebuie să transferăm niște jucători de la Academie și îmi place ce văd aici, niște jucători chiar foarte, foarte buni. Așa că mergem să intrăm în următorul meci, meciul acesta versus cel spaniol cu tinerii, să vedem dacă reușim să facem ceva. E bine, și ce meciu? Hai să ne reușim să facem meciul acesta, dacă reușim aici să câștigăm. Hai, te pasă. Bun acolo, prima fază. Haide, oprire și șut. Și gol, mă, asta zic. Asta zic, bă, joacă bine Barcelona, chiar joacă bine. Mai ales tineretul ăsta. O, periculos aici la noi și se pare că ne luăm gol. Ok, ok, se pare că nu este chiar așa ușor cum așteptam eu. Deci s-ar putea să pierdem în caz că îi subestimăm. Bun, aici, du-te, du-te, nu-i băga în seamă. Haide, o, penalty, penalty, albastru, clar, clar, aici, cartonaș albastru. Albastru, ciudat, trebuie să spun albastru. Azi, mă, pasă. Ok, cea mai proastă pasă. Nu, haide să vedem, haide, haide, apărăte, 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 bine acolo portarul, bine acolo portarul. Ce fault, însă continuăm, haide, haide, continuăm și ciutează. Asta zic, mă, marcăm, bine acolo, face 2-1. Bine aici, haide, și acum cu șutul, șutul, mult, mult peste poartă. Ați venit acum o pasă bună și marcăm, bine aici, mă, bine aici, Mertens, cred că îl cheamă, foarte, foarte bun jucător. Combinația oricum este foarte bună. Oh, un șut bun aici și se pare că e un gol. Face 3-2 dacă nu mă înșel. Haide, bun, aia zic, aia zic. Castro, șutează, nu nimerește. Și acum bine, mă, rebounce-ul. Asta zic, cu rebounce-ul, 4-2, bine acolo. Haide, continuă foarte bine. Centrare, haide, penoare. Nu reușim, dar totuși încă avem mingea. Foarte bine aici, Castro, șutează. Însă bară, bă, ce bar am dat. 3 meciul, 4-2, destul de bine. Oh, și vedem că echipa chiar a jucat foarte bine. Avem 3 jucători care au rating de 10. Bine acolo. Îi dăm next match să vedem ce reușim. Se pare că data asta o să jucăm cu Hetafe, deci să sperăm că o să fie ușor. E bine, și ce meciu? Hai să vedem că reușim ceva să facem. Acum ocazie de atac. Hai să vedem că reușim ceva să facem. Pasă bună. Îl vedem acolo, însă este foarte bine Vidal. Ocazie pentru noi. Hai să vedem că reușim. Pasă destul de bună. Și acum un șut. Nu reușim. Bă, să ajungem primii la balon. Incredibil. Acum, haide, haide, nu pot să cred, peste poartă. Vine aici pressing, asta zic, asta zic, continuă foarte bine, haide, continuă, pasă și șut. Asta zic, mă, 1-0, 1-0, tapin ușor, ia uite, ia uite, hop, 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 se bat între ei. Ce șut bun să apar acolo portarul. Bun, aici ocazie bună pentru noi, pasă foarte bună la Castro, Castro șutează, însă apră portarul, incredibil, dar totuși se trebuie meciul, reușim să câștigăm cu 1-0 și se pare că Castro a avut un meci foarte bun, cu 9.6 rating. E bine, și se pare că reușim aici să câștigăm, dar fără nimic, fără mâncați în ceva, what? Ok, destul de nașpa, se pare că se resetează în 61 de zile. Până atunci o să avansăm noi aici, totuși nu avem ce să facem decât să așteptăm să primim ofertă pentru Inigo Martinez, totuși haideți să vedem că reușim să primim. E bine, și prima ofertă pentru Inigo Martinez de 12,5 milioane de euro, foarte bine aici oferta de la Fenerbahce. O echipă destul de bună, așa că, de ce nu, haideți să acceptăm.
Dar știi ce n-am pus noi? N-am pus nimic la scout. Asta mi-a dat seama, n-am pus absolut nimic. Și chiar trebuie să punem. Avem aici un scout destul de bun cu 5-5, foarte bine aici. Totuși, haideți să vedem dacă mai găsim unul cu 5-5. Și se pare că găsim unul din Cipru, Vasilis Halkias, destul de bine acolo. Îl luăm și pe al treilea am văzut că da, acest scout grec, sau puteți să-l luăm și pe acesta, o să iau pe acesta grec. E bine și pe aceștia trei, haideți să vedem unde îi punem. Pe unul vreau să-l pun eu, haideți să vedem. Unul trebuie să vină din Spania, clar unul trebuie să vină din Spania, așa că pe unul îl punem din Spania. Punem pentru 9 luni, fără nicio problemă. Și haideți să vedem, îi punem pe, punem pe fundaș, hai să spunem fundaș, de ce nu? Punem pe un mijlocaș, da, de ce nu? Și vedem și de un atacant. Punem un defender, dacă reușim să găsim un box-to-box și un advanced forward. Pe al doilea îl punem în, hai să punem în Europa pe ăsta și să-l punem, haideți să o să punem în Portugalia, zic eu, hai să punem în Portugalia. Poate gen știe, vine următorul Ronaldo la noi, la Barcelona, ceea ce ar fi ciudat, dar ok, punem pe left winger, punem pe un left mid, right winger, right mid, ca să fie winger 100% și hai să vedem ce îi dăm clar inside forward la toate, efecte la toate. Trebuie să aibă inside forward. A, nu putem, pe durmă, e ok, ok. Și al treilea, hai să vedem, punem pe, hai să punem în South America și punem pe Argentina ca să vedem și Messi. 9 luni pentru el și punem cam right winger și striker. Tot așa, la cam punem un shadow striker, inside forward și advanced forward. Și efectiv l-am pus pe toate trei, să sperăm că ne-au ce niște jucători chiar foarte buni. E bine și se pare că primul cutscene pe care îl vedem este cu Inigo Martinez plecând de la Barcelona. Destul de trist, aș putea zice, dar pentru noi este foarte bine. E bine și cred că oprim primul episod din cariera noastră cu Barça aici. Am aranjat foarte bine echipa, am făcut tactici, aranjarea echipei, Academia de Junior la Masia, diferite planurile și contractele, deci am făcut cam tot ce era important. Mai rămâne decât să jucăm, dar înainte să jucăm trebuie să transferăm niște jucători buni și vă las pe voi să alegeți. Așa că vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii pe ce transfer. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați la canal, să activați și clopoțelul, am fost Andrei la Byte, pam, pa, 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 pa.